În momentul în care am primit invitația de a participa la acest panel, având ca temă noi modele de business, iată, a apărut și această prezentare, recunosc că a fost o provocare și o ocazie foarte interesantă pentru mine însă să reflectez la modul în care se schimbă lumea în care trăim și paradigmele acesteia. După cum spune citatul pe care mi-a făcut plăcere să-l pun în primul slide, succesul îi se întâmplă de obicei celor preocupați ca să-l caute. Citatul era emis mai în urmă cu niște ani, dar reflectă o realitate a lumii în care trăim noi. Că totul se schimbă foarte repede. Și viteza de schimbare nu se oprește, ci nu se încetinește, ci dimpotrivă se accelerează. Colegii noștri vă vor spune că apariția internetului 5G va accelera și mai mult această viteză. Ei bine, cum afectează această schimbare existența noastră a tuturor și cum afectează business-ul? Pregătisem prezentarea limba engleză pentru că am înțeles că sunt și foarte mulți participanți care nu sunt din România, dar bănuiesc o parte dintre dumneavoastră înțeleg într-o anumită măsură limba engleză. Am încercat să fac o trecere în revistă a ideii de modele de business. Ce înseamnă de fapt un model de business? Sunt diferite definiții legate de model de business, dar în fapt modelul de business se referă la modalitatea în care o companie se organizează intern și se organizează extern pentru a accesa cât mai multe piețe și a realiza un profit din ce în ce mai mare. Acum, tema noastră de discuție este aceea a modului în care noua tehnologie a internetului, pentru că, evident, sunt multe tehnologii care îmbunătățesc tipul de afaceri și transformă tipul de afaceri al lumii în care trăim, în ce mod noua tehnologie a internetului a afectat aceste noi modele de business. Înainte, nu ne aducem aminte foarte simplu, existau negustori care cumpărau marfă, o depozitau în depozitele lor și o vindeau cu un preț mai mare de unde ei realizau un profit. Noi înșine, ca și consumatori, ne deplasam pe jos sau cu autoturismul personal la un magazin de unde achiziționam un produs de care aveam nevoie. De multe ori trebuia să mergem la mai multe magazine pentru că la unul cumpărai carne, la altul cumpărai pâine și lapte și așa mai departe. Acest model este familiar sau ne este familiar tuturor, cel puțin raportat la copilăria și adolescența noastră, iată însă că lumea s-a schimbat. Nu mai trebuie să ne ducem la 7 magazine ca să achiziționăm produsele necesare traiului. Nu mai trebuie de multe ori nici să mergem chiar la supermarket ca să cumpărăm. E suficient ca, accesând de pe telefonul nostru celular un site și folosindu-ne cardul, să facem aceste cumpărături. Cum influențează internetul business-urile? Pentru că, evident, în lumina acestor transformări, există o serie de afaceri croite după modelul tradițional care sunt, agonizează sau au murit deja, foarte multe vor merge în aceeași direcție și atunci, în mod firesc, toți cei care suntem implicați în domeniul de afaceri, ne punem întrebarea, ce mai merge pe piață? Ce afacere să facem ca să fie producătoare de profit? Unde avem și noi o nișă de piață ca să putem să realizăm acest profit? Este o întrebare foarte importantă, nu doar pentru oamenii din mediul de afaceri, deci pentru noi cei care suntem privați, este o întrebare foarte importantă și pentru stat. Pentru că statul realizează marea pondere a veniturilor din munca noastră, a oamenilor de afaceri, din impozitele și taxele pe care le plătim. Și statul este primul interesat să asigure o pepinieră favorabilă tuturor oamenilor de afaceri pentru a se putea dezvolta. Prin urmare, ce facem ca să putem cuceri noi piețe? Evident că orice tehnologie inovează o industrie și cunoaștem cu toții asta. Dar simpla emergență a unei noi tehnologii
nu este prin ea însăși de natură a da un boom exploziv oricărei afaceri. Ci, spun specialiștii în domeniul economic pe care mi-am permis să-i citesc, este vorba de ingeniozitatea și creativitatea omului de afaceri care intuiește cum să folosească această tehnologie pentru a se plasa cât mai favorabil pe o piață și pentru a răspunde unor nevoi. Ia să vedem noi ce au făcut oameni de afaceri ingenioși din lumea întreagă ca să-și maximizeze profiturile. Am prezentat câteva exemple de succes ale noilor modele de afaceri și după aceea mi-ar plăcea câteva minute împreună cu dumneavoastră să tragem niște concluzii legate de ce caracteristici au aceste afaceri. Iată, avem Airbnb. Cunoaștem marea majoritate că este o platformă care ce face? Pune în contact proprietari de garsoniere sau chiar simple canapele imobile cu potențialii interesați de a închiria astfel de bunuri. Succesul fenomenal, pentru că această companie, vreau să vă spun că este listată la numărul 1 pe lista noilor modele de business de succes, în ce constă? Păi constă în faptul că, iată, avem o companie hotelieră, dacă îi putem spune impropriu astfel, care nu deține în proprietate nici măcar o cameră. Și totuși este compania de succes numărul 1 în domeniul startup-urilor și modelelor de business. Care este secretul acestui succes? Păi, în primul rând, faptul că ei au avut ingeniozitatea și inteligența să se folosească de internet pentru a pune în contact cei care doreau să realizeze niște bănuți din închiriere cu potențialii interesați, nu? Acum mai avem și Booking, sunt și alte platforme. Cred că o mare parte dintre noi le folosim fericiți direct de pe telefoanele noastre mobile, de pe aplicații, cel puțin eu așa fac, ca să ne luăm, să ne închiriem cazări în vacanță sau într-o deplasare. De multe ori este atât de practic încât în drum spre destinație, de exemplu mă duc până în Italia, chiar am fost în urmă cu 2 luni, de pe drum, pe la ora 5, când știam că se reduc prețurile pe Booking, mi-am accesat aplicația de pe telefon și mi-am închiriat o cameră la un hotel undeva în Italia. Prin urmare, cea mai de succes afacere nu deține în proprietate nicio locuință, deși este vorba de închiriatul în regim, hai să spunem, hotelier, are extrem de puține angajați. Care este efectul până la urma urmei? Efectul este că vor scădea ce? Costurile. La o astfel de închiriere plătești cu cel puțin 30-40% mai puțin decât plătești la un hotel, care un hotel are costuri legate de personal, de întreținere și mai departe. Nu intru în detalii, le cunoaștem cu toate. Locul 2, nu știu dacă chiar locul 2 sau 4, dar mie mi-a plăcut pentru că sunt, mi-a plăcut pentru că sunt experiențe pe care le-am realizat cu noi toți. Uber. Cine nu știe ce este Uber? Vreau să ridice mâna sus. Ei bine, ce este Uber? Uber-ul este tot o afacere de succes, un network, o rețea în care compania angajează posesori de automobile care în timpul lor liber sau ca și ocupație esențială fac taxi. Putem să-i spunem că este o companie de taxi. Ce diferențează? Vedeți că mi-a și plăcut, dacă vă uitați pe ecran, se spune că au 110 milioane de utilizatori în toată lumea, 69% market share, adică împărțirea pieței în Statele Unite, pentru transport și pentru 25% pentru catering, pentru livrare de mâncare. A fost o afacere atât de succes încât și-a creat propriul cuvânt, uberizare. Ce au făcut creatorii acestei afaceri? Foarte simplu, s-au gândit să pună în contact oameni care dețineau un autoturism cu pasageri care voiau să călătorească civilizat într-un mediu safe, nu-i așa? Și pe o platformă digitală, accesând internetul, i-au pus în contact. La fel, avem aplicația pe telefon,
Nici măcar nu trebuie să plătim cash, cunoaștem cu toții șoferii de taxi care n-au să-ți dea rest, uneori mai negociază. Dacă vrei să-i dai bacșiș, îi dai bacșiș, tot online, da? Deci este o afacere extraordinară. Eu cel puțin vă spun că sunt extrem de încântată de faptul că pot să-i dau rating șoferului și în unele țări europene am călătorit în Mercedes-uri în care domnul la pensie care făcea Uber era îmbrăcat frumos, elegant în costum, îmi punea muzică clasică, mă servea cu o bomboană sau cu... Da, păi se mai întâmplă. Am pățit odată, fac o paranteză, la o conferință, tocmai povesteam despre realitatea virtuală, aveam pe ochi niște ochelari din aceea de realitate virtuală și toată lumea, în timp ce povesteam, trebuia să vadă pe un ecran ceea ce eu povestesc. Și după 2 minute de liniște în sală, mai sunt din primul rând, o picane, tu, doamnă. Deci revenim la discuția noastră. Acesta este Uber. Iată o afacere de succes prin intermediul, realizată prin intermediul tehnologiei. Alibaba. Cine n-a auzit de Alibaba? Mâna sus. Ce este Alibaba? Alibaba este tot una a doua, din câte țin eu minte în această statistică, companie de succes, care face vânzări, face e-commerce. Nici mai mult, nici mai puțin. Spre deosebire de alți concurenți ai săi, Alibaba nu stochează marfă, nu o cumpără, ci este doar un simplu intermediar de afaceri. El pune în contact cumpărătorii din lumea întreagă cu vânzătorii produselor primordial din China. Deși am înțeles că vor să se extindă. Iată din nou afacere care, prin intermediul internetului, pune în contact oameni, pentru că modelele de business nu sunt foarte diferite și așa probabil ați remarcat și noastră. În primul caz facem o închiriere în regim hotelier, în cel de-al doilea caz facem taxi, le cunoaștem cu toții, sunt modele pe care le cunoaștem. În al treilea caz vindem, iată că pe locul 4 se află EasyBank. Ce este EasyBank-ul? Este o bancă virtuală care oferă servicii bancare fără să aibă propriu-zis o rețea locală. Ea funcționează la fel ca și aceasta online. Am mai pus 2 modele, voi sări peste ele, cunoaștem cu toții Wikipedia, Red Bulletin nu știam de el până când nu am făcut această documentare. Wikipedia la fel, este o enciclopedie, este o enciclopedie internațională, e adevărat că nu întotdeauna informațiile sunt cele mai corecte, poate, deci nu putem avea o certitudine 100% a corectitudinii lor, dar este un mod de documentare de care, sigur, fiecare dintre noi ne-am lovit cel puțin de câteva ori din viață. Aștept să-mi intre. După ce am pregătit această documentare, am stat și am reflectat foarte profund la următorul aspect. Ce anume a făcut ca aceste afaceri să fie de succes? Păi, în primul rând, am inserat, dacă observați, un citat al lui Bill Gates care mi-e place foarte mult. Nu mai trăim într-o lume în care peștele cel mare îl închide pe cel mic, ci trăim într-o lume în care peștele rapid îl închide pe cel lent. Domnilor și doamnelor, trăim în epoca vitezei informaționale. Realitatea tristă sau mai puțin tristă este că dacă nu vom reuși sau vor reuși să aibă succes în afaceri, dar și în alte domenii profesionale, cei care vor înțelege că adaptarea rapidă la schimbări este de fapt cheia succesului. Cu cât devenim mai flexibil, cu cât suntem mai deschiși la nou, cu cât suntem dispuși să ne asumăm riscuri, ieșim din zona de confort a lucrurilor pe care le cunoaștem, cu atâta șansa noastră de a reuși mai bine este mai mare. Și mi-am permis să sintetizez, și aici mi-ar face plăcere dacă aș putea avea o discuție interactivă, câteva caracteristici ale noilor modele de business pe care vi le-am prezentat. În primul rând, ele sunt bazate pe internet. Nu-i așa? Cele mai de succes modele de business, chiar și cele care sunt business-urile care sunt de producție,
se marketează și se vând deja din ce în ce mai mult pe internet. Așadar, cerința pentru un business de succes este în primul rând să fie vizibil online. Ca să nu mai vorbim de Alibaba sau de Uber, care funcționează exclusiv datorită internetului. În al doilea rând, și asta mi s-a părut o temă foarte interesantă de reflexie, aproape chiar filozofică, aș spune. Deja noile business-uri nu mai au la bază dreptul de proprietate, ci, dimpotrivă, se bazează foarte mult pe punerea în comun a folosinței. Ne gândim nu la Uber. O companie de taxi, la început, deținea în proprietate anumite mașini, deci trebuia să facă o investiție ca să le cumpere. Trebuia să aibă cheltuieli ca să le întrețină. În prezent, nu mai este nevoie de așa ceva, ci prin punerea în comun a acestor active, se poate realiza profit. Deci se poate realiza profit fără să fii proprietar. Este și situația a IMPDB. Fără să dețină proprietate un imobil, realizează profitul din închirierea de imobile. Și aici trecem la o a treia caracteristică, care este foarte interesantă, un mediu de colaborare mult mai intens dezvoltat. Rețelele de internet, platformele, lumea în care trăim, ce face? Ne conectează. Ne conectează rapid, ne conectează la mari distanțe, ceea ce înseamnă că distanțele și separările dintre noi treptat se diluează. Pot să cumpăr, fiica mea, de exemplu, își cumpără periodic din China tot felul de flecuștețe. Ele vin destul de rapid, e adevărat că de multe ori se împiedică la Poșta Română de la gară, unde mai stau 20 de zile până reușim să le ridicăm de acolo, dar asta este deja o altă chestiune. Cumpărăm lucruri din toată lumea. Avem acces la informații din toată lumea. Învățăm despre alți oameni, despre alte obiceiuri și tradiții despre care n-am fi știut niciodată. Ieșim volens, nolens din zona noastră de confort. Și asta, zic eu, este minunat atunci când nu este înfricoșător. Consecința firească este că deja nu mai facem business-uri pentru strada, comunitatea, orașul sau țara în care trăim, ci avem vocația unei piețe internaționale. Putem noi înșine, dacă ne apucăm să începem o afacere, să ne maximizăm profiturile adresându-ne unui număr impresionant de consumatori. Ceea ce, ce face automat? Permite, nu-i așa, reducerea și costului cumpărătorilor a produsului. Cumpărătorul va putea cumpăra un produs mult mai ieftin pentru că toate costurile de vânzare, întreținere și depozitare scad. SCL, cum spuneam mai departe, practic fiecare dintre noi putem deveni colaboratori, asociați și parteneri al unei astfel de afaceri internaționale de succes care este condusă de pe tastatura unui calculator de oriunde din această lume. Și mi se pare că acest lucru este atât de extraordinar încât probabil că foarte puțini oameni reușesc să-i sesizeze implicațiile asupra viitorului. În ultimul rând, presupune existența unei organizații agile și flexibile. Este o chestiune foarte importantă pentru că orice business se bazează pe oamenii care sunt angajați în acest business. Aici revine rolul liderului să-și impulsioneze colaboratorii pentru a gândi deschis, pentru a fi pregătiți în orice clipă să-și schimbe strategiile, pentru a se putea adapta la oportunitățile de afaceri. Și până la urma urmei, nu este ceea ce face și corpul nostru în fiecare zi și în fiecare clipă a vieții noastre, se adaptează la mediul în care trăim. Iată cum, după modelul propriei noastre ființe, internetul transformă întreaga planetă într-un organism cu o conștiință colectivă care se poate adapta singur. Cam
acestea au fost cele câteva considerații pe care le-am pregătit pentru noastră și, așa cum spuneam în continuare, mi-ar face plăcere dacă ne-ați putea relata noastră idei de afaceri sau afaceri de succes românești de această dată, poate, pe care să le putem valorifica în crearea următoarelor programe, nu-i așa, de startup, care să și funcționeze. Mulțumesc frumos!